seara, dragii mei, bine v-am găsit. Sunt Daniel Dimache și vă invit să urmăriți talk show de seară la VPTV. Așa cum v-am promis, o emisiune specială, un invitat special la VPTV, în fața prahovenilor, domnul Cornel Nistorescu, jurnalist arhicunoscut. Eu spun și așa cred. Când mă gândesc la perioada de glorie a jurnalismului, mă gândesc la trei oameni, la trei jurnaliști. Nu îi voi spune pe ceilalți doi. Unul dintre aceștia trei este domnul Cornel Nistorescu, alături de noi și colegul de platou, Eugen Cristescu. Bine ați venit, domnule Nistorescu, aici în... Ia, seara bună! În orașul Aurului Negru. Îi se mai spune și în alte feluri, aș vrea să vă întreb așa, de prima impresie, e adevărat, a fost seară și poate întunericul, știu eu, a ascuns din frumusețile sau din hibele orașului nostru, care a fost senzația când ați intrat aici în Prahova? Vin des la Ploiești, dar imaginea este de oraș viu, nu e de un oraș părăsit, prăfuit, abandonat, fără locuri de muncă. E un oraș care, la care se învârte roata. Iese fum, iese aburi. Magazine, restaurante, când vii pe Bulevardul Castanilor, ai o senzație de oraș, nu că ești nu știu unde prin Bărăgan. E industria românească de tradiție care aici are rădăcini vechi și care dă bani. Utilajul petrolier, petrolul, Competul care transportă rafinările. E o tradiție și o lume și o putere economică. Mi se pare normal. Nu întâmplător între bandiții de elită ai României, unii provin din Prahova. Nu facem vreo legătură cu inițialele de la PH. Era o glumă pe seama noastră, dar... Într-adevăr, poate ne-am fi dorit de pe urma petrolului mai multe urme în mod pozitiv, pentru că de ce să nu vorbim despre poluare și alte lucruri din astea mai mult sau mai puțin istorice, avem parte, dar... Banii legali, partea legală a banilor s-a dus la București. Din păcate. Sistemul ăsta... Partea ilegală, mare parte din banii negri, din banii necurați, au mai rămas și la Ploiești. E adevărat, dar asta de o perioadă încoace. Noi avem aici de un secol petrol și mai întotdeauna ne așteptam să avem un monument, niște lucruri mai așa care să amintească, să spună trecătorului care nu știe istoria. Aici e un oraș, aici e patria petrolului. Un oraș puternic, un oraș care are autonomia lui. Nu întâmplător aici a răsărit ideea Republicii de la Ploiești. Economia îi dă o anume autonomie, o anume forță în sine, care e importantă. Și de asta... În capul unor oameni a și născut ideea unei autonomie, așa este Republica. Eugen, tu cum te simți în Ploieștiul ăsta? Trăitor și... Eu nu simt atât om de care, viu. Om care lucrează aici, da. În nu este percepția, uite, da. O bancă luminoasă, uite un magazin, aia, o vitrină, da. Văd o vitrină de cristale. Vezi, din oriunde te uiți în jos... Da, ați văzut oameni mulți pe stradă, că eu n-am văzut la ora asta așa mulți. Poate... Știu, dom'le, s-a dus. Eu ăsta acolo îl identific. Deci, probabil că mai ai și uneori am și o nostalgia a duminicilor pe Corzo, când toată lumea ieșea cu nevasta la plimbare, la braț și era o mândrie să-ți iei o haină mai nouă, mai curată, mai aranjată, mai dichisită și să-ți scoți nevasta sau iubita la plimbare pe centru. Nu mai e. Asta spune, lumea de azi, lumea capitalistă, lumea de competiție, nu numai aici, și în orașele europene, să știi, în afară de zona pietonală și de zona restaurantelor, să știi că e destul de pustiu. La Cannes, mi-aduc aminte, în anii comunismului am fost și m-a prins duminică undeva în oraș, este un oraș în Normandia de vreo 500.000 de locuitori și am mers pe jos vreo jumătate de oră ca să întâlnesc un om să întreb pe unde pot să o iau. Deci capitalismul, competiția, cursa nebună presupune odihnă și presupune mai puțină plimbare și mai puțin plezir de asta și bătaia cu flori. Astea au fost amintirile noastre care s-au dus.
Apropo de reprezentativitatea petrolului în Ploiești, avem Muzeul Petrolului. Aș vrea să vă spun, Edmonton, am ajuns în Edmonton la 10 seara, n-am avut unde să mănânc. Se închide tot. Noi suntem niște petrecăreți. Bucureștiul este un oraș care are restaurante și baruri care se deschid pe la 4-5 dimineața, after hours, unde se duc bețivii, se retrag bețivii la ultima tură de dans și de băutură și unor și droguri. Și pare nesfârșită petrecerea în București și noaptea bucureșteană. În lumea civilizată, în orașe elvețiene, în orașe germane, sunt patru oameni sau trei perechi sau patru perechi în sală la cinematograf și dacă nu sunt cinci, se amână filmul, nu se dă. Noi ne-am învățat cu artificii până la miezul nopții, cântăresc țigani după noi, aruncăm cu sticle și urlăm de bucurie, ne manifestăm. Numai. Se cam duce. Cine are treabă, se culcă de vreme, mâine dimineață o ia de noapte, cu noaptea în cap și își vede de treabă. Și pe de altă parte și se încheie serviciul mult mai târziu, nu mai e ora aia 3 când se trăgea sirena și trei sferturi de oraș. Cine lucrează la multinaționale termină la 7, 8, 9, terminat, nu mai are chef nici de cârciumă, nici de întâlniri. Întâlnirile sunt eventual duminica. Se schimbă tipul de comportament și e normal. Pe de altă parte, lumea pe stradă, deci iartă-mă că te contrazic, nu e un semn nici de prosperitate, din potrivă, de lene și de freca mangalul mai degrabă. De șomaș. Putem asigura că lumea era în bar. Apă și orz la gâște, dar nu mai e. Venit în minte, acum două zile m-am dus la Hale să-mi cumpăr ceva de mâncare, că eram în zonă. Dar m-am speriat, efectiv, sunt comercianți aceia, ambulanți. Îi știi, Dani. Îi știu bine. Își imaginează și domnul Mistoresc. Și până de la pătrunjel până la agenți. Mergând cu sacoșa cu mâncare spre servici, la un moment dat aud, vine șeful. Mamă, știi cum am plecat imediat? Și-au strâns catrafusele și în secunda a doua am văzut în parcare. Erau în parcare pe lângă mașină. A venit, a trecut, a... Cine era? Asta era un spirit de muncă. Ilegal. Dar asta este și la Paris, este și, și la Cannes și în toate marile orașe. Dar în general, imigrația se ocupă de treaba asta. Mai cineva vinde. Africanii, am văzut, chinezii vin totuși într-un alt sistem. Sunt și aia oameni. E adevărat, da. Există deja și la noi o piață de falsuri, cum există peste tot. Există comerțul ăsta ambulant. E România bombardată de produse străine și dacă e amuzant să găsești lucruri de valoare străine și cu mărci, e plăcut, e exasperant că alimentarea, magazinul din România este plin de producția de mână a doua a fabricilor de industrie alimentară din vest, în vreme ce produsele românești, fructele, legumele, brânzeturile, sunt izolate în niște dughene. E anormal. România s-a predat ca piață, ca o țară necondusă, ca o țară de... ca proasta în târg, s-a dat pe mâna industriei europene și bunătățile pământului românesc, vorbesc de fructe, de legume... Dar din ce cauză? Pentru că a fost o tehnică de bombardare a piețelor. A fost bombardarea din afară sau coroborată și cu o trădare din interior? Nu, dumneavoastră, deci noi n-am fost în stare să apărăm interesele țăranului român, iar ceilalți au fost atât de diabolici încât să submineze piața, să aducă din zona Orientului Mijlociu, Turcia, produse la un preț foarte scăzut și au făcut și printr-o morișcă prin care și-au dedus TVA-ul încasând niște sume uriașe. Abia acum frații Sahim, care sunt un fel de regi ai importului de legume și fructe în România, au fost reținuți, deși de pe vremea lui Adrian Năstase ei trebuiau arestați și existau deja documentările făcute pentru aceste fraude, pentru aceste rețele uriașe de contrabandă cu legume și fructe. Dar am îngropat producătorul român de pește, de legume, de fructe, de flori. E un lucru inadmisibil. Noi ne hrănim acum pentru ca să funcționeze anumite fabrici din Europa. E anormal. Și așa cum spuneați dumneavoastră, cu produse de mâna a doua, în timp ce noi aveam undeva spre eco.
agricultura. Că am mai pervertit-o și noi între timp, că au venit și pe la noi subvențiile, dar oricum ceea ce se produce în România, chiar și după gust, este superior și e altceva decât ce ni se livrează. Dumnezeu, să durează să discut politică, dar responsabili sunt politicienii pentru această invazie, pentru această decădere a rolului și rostului produsului de pe pământ românesc, care din grație luminii și bogăției solului dă niște lucruri care n-au element de comparație. Sunt niște nimicuri, niște gunoaie ce ne servesc ceilalți. În România, dacă mănânci de la pasăre crescută în România, în gospodăria țărănească, până la o roșie sau o salată sau prună uscată sau măr mic și creț și nestropit, toate sunt niște minunății. E un deliciu, e o savoare, e o sărbătoare a gustului pe care o pierdem pe zi ce trece în această cumplită invazie care, printr-un fel, e firească. Ăia caută proști care să cumpere. Și îi găsesc. Păi nu, problema este nu că ne găsesc pe noi. Că n-ai cum să te apere. Trebuie să te apere statul. Trebuie să te apere legea. Trebuie să te apere fiscul. Nu, naivitatea noastră este... Tot mi se spune că... E vorba, nu știu, de libera concurență. Nu putem impune niște bariere, că suntem în această Uniune Europeană. Nu ne putem proteja produsele prin, nu zic artificii, asta prin metode ei pentru că nu pe știu care ei cum le adoptă. Să procedeze. Da, cei din afară. Asta spun ei pentru că nu știu cum să procedeze. Eu cred că nu vor, domnule Nistor. Nu știu, nu e adevărat. Sau dacă sau cei undeva... care nu vor iau un ciubuc ieftin de 2 lei ca să faciliteze aceste intrări pe piața românească. Nu avem oameni capabili să fie interlocutori, să fie adversari, să fie competitori și să fie și parteneri de dialog și de construit o reciprocitate. Nu se poate. Politica a devenit o profesie pentru impostori, pentru ratați, pentru mediocri. Aici, cam de când a devenit? Cam... De multă vreme, politica a devenit o profesie. Dom'le, politicianul este doar un bandit cu iz politic. Partidul este o bandă cu coloratură politică. Nu, nici unul nu mai face un soi de credință, de ideal din munca lui. Toată lumea folosește politica pentru a se îmbogăți, pentru a se ajunge. Pentru a se ajunge material și pentru a avea o mai mare influență în comunitate. Și generația asta tânără. Poftim, te rog. Vreau să spun, apropo de ce spune domnul Nistorescu, ca să ne dăm seama de ce a ajuns politica sau de ce sunt politicieni așa, să ne gândim cum intră ei. Care e, cât e cardul de important. Se selectează numai cei care... Exact, care au bani și își plătesc locurile. Normal că ei vor intra acolo să-și recupereze sumele respective și să-și îmbogățească. Alții intră pe alte criterii de niște profesioniști ai nimicului. Niște profesioniști ai nimicului și ai banului public. Nimic altceva. Dar sunt nu acești mediocri care sunt atât de ofensivi. Suntem noi ceilalți că nu reușim să blocăm o asemenea invazie pe un teritoriu unde pe care ni se decide și viața soartă. Și cum am putut, domnul Nistorescu, că aici ai problemă. Nu știu. De zile ca om din societate civilă să mă gândesc cum aș putea să fac în perioada alegerilor și să putem să restricționăm oarecum accesul celor care sunt, așa cum bine descriați noastră mai devreme. O soluție este să reacționăm nu pe la alegeri, de fiecare ocazie, cu fiecare prilej, cu fiecare pretext să ne exprimăm poziția, voința, atitudinea. Nu, colectivul dacă ne limităm la alegeri, a fost un moment, să care zicem. Și acest moment a fost repede deturnat, confiscat și transformat într-un pretext de învârteală politică. Dar foarte inteligent speculat momentul, în sensul că s-a făcut în așa fel încât au lăsat pe cei din stradă să-și facă jocul, teoretic, la vedere, nu i-au contrat, nu i-au enervat, nu i-au supărat și au făcut exact la nivel declarativ cam ce vroiau, ce vroia stradă. Și după aia încet s-au uitat. Au deturnat. Da, au deturnat, exact cum spuneți. Vreau să mai fac, dacă îmi permiteți, apropo de ce zicea domnul Nistorescu, la nivel macro despre producătorul român și cum este el obstrucționat de cei mari.
Eu zic totuși să nu uităm, să ne uităm la o piață normală și să vedem ce fac intermediarii, care omoară producătorul real. Doamne, intermediarul este comerciant. Comerciantul e din antichitate și până acum ia de acolo unde e mai ieftin și vinde dincolo. Asta e viața. Bișnița, mi se spune. Comunismul a avut ostilitate pe țiganul care l-a luat de acolo. Doamne, să fie sănătos. Nu, dar când problema o fac cu forță, este... prin forță, ea, atunci nu e ok. Când nu lasă loc, când domină toate piețele și numai în cap. Dar, uite, eu sunt de la Orăștie și merg o dată de două ori pe lună acasă și merg constant în piață, pentru că de acolo cumpăr bucăți de unt, de acolo cumpăr brânză, de acolo aduc lucrurile pentru familie. E o producție enormă, de foarte bună calitate la țărani, care se aruncă, care nu are cumpărători, care nu încape în magazine, care nu ajunge în supermarketuri. Aceste supermarketuri au distrus, au devenit un fel de cămine culturale ale României, din orașe, și care au îngropat producția alimentară a României. Toată lumea se duce la mall și la mall găsești toate prostiile produse în fabricile din vest. Ați spus despre un produs brânză. O secundă, dumne, deci, hai, nu are rost să... E clar că suntem subiectul unei ofensive teribile din partea industriei de mare productivitate și de consum din vest. Dacă nu ne apărăm, dacă nu ne poziționăm bărbătește în fața acestui val pe care nu avem dreptul să-l lăsăm, că doar e valul Uniunii Europene și trimisul, e trenul Uniunii Europene. Serios, stop! Și ce frumos este să cumpărăm din supermarket. Sub această mască a producției din Uniunea Europeană este distrusă civilizația românească. Dacă nu ne așezăm și nu privim cu discernământ, cu spirit critic, tot ce vine și să vedem ce merge, ce nu merge, vom fi înnecați, sufocați. Vom pierde toată partea de producție, de industrie, disponibilitatea de a produce. E o alarmă. Noi pierdem vremea, vorbim politică. Dom'le, am înnebunit, vorbim politică în vreme ce ăștia ne bagă în casă de la lapte, unt, prune de ale lor, cartofi din Polonia și așa mai departe. Stop, domnule! Stop! Începem să devenim pur și simplu niște întreținuți alimentari ai fabricilor din vest. Nu se poate. Pe de altă parte, trebuie să știm că marile concerne, și cunoaștem, investesc foarte mult în a distruge opoziția din anumite... Deci sunt sume colosale care curăță tot în drumul lor, nu numai în România, dar România cred că e o țintă așa, făcută foarte ușor. Vă dau un exemplu de zonă, de partea asta de lactate și de brânză, atacată printr-o chichiță mică de lege, care nu are nicio legătură cu vânătoarea, am înțeles. Acolo e vorba de banii de subvențiile pe pajiștile alpine și subvențiile pe animare, care sunt vreun aproape un miliard de euro pe an. Și plus o zonă în care se pot aduce niște importuri masive, de ce să mai consumăm noi telemeaua aia, adevărată, strămoșească, gustoasă, pe care o mănânci cu brânz, cu ceapă și cu roșii, când putem să avem tot felul de brânzeturi din alea care nici n-au văzut laptele, am văzut și așa ceva, și iată că mai avem niște firme, niște îmbogățiți pe o anumită zonă. O rezolvăm și pe asta. Politic, într-un paragraf de lege. Este o alarmă, ar trebui să fie și ar trebui să încercăm să provocăm o alarmă în întreaga societate. Știți care e paradoxul, domnul Istorescu? Apropo de agricultură și de ceea ce se întâmplă cu agricultura și cu producătorul românesc și cu politica. Avem un guvern de tehnocrați, în primul rând, nu mai avem oameni politici și, în al doilea rând, omul care conduce acest guvern este un om care a activat pe domeniul agricol în Uniunea Europeană. Și ar trebui să fie tobă de carte pe domeniul ăsta și să știe foarte bine ceea ce face și ceea ce ar trebui făcut ca România să nu mai fie în situația pe care dumneavoastră foarte bine ați descris-o. Ce facem? Ne uităm la ei ca la icoană și nu se întâmplă nimic. Povestea guvernului tehnocrat este tot una politică la origine. Este o poveste de tranziție, este o poveste de a măgi lumea cu... Moș Crăciun? Da, povestea asta că ei de
pregătesc o strategie antisărăcie. Bă, băieți, bă, ce strategie antisărăcie în 8 luni cât mai aveți? Cu ce se face strategia antisărăcie? Pe care să vină să o aplice alții. Cu discursurile lui Dâncu, cu ce se faceți voi? Astea sunt naivități. Sunt că tehnici de vrăjit, omul care nu se uită la ceas și la calendar, ca să vadă cât mai au ei până pleacă. Apoi, credeam că în această formulă de tehnocrați, de oameni care sunt profesioniști, vor încăpea performeri, adică profesioniști veritabili. Nu mi se pare că avem parte de profesioniști veritabili într-o echipă care ar fi trebuit să probeze asta. Cei mai mulți dintre miniștri sunt niște mediocri. Care vi se pare cel mai slab? N-ați făcut o erarhizare. Să știi că de la Vasile Dâncu, care este un sociolog bun de gură, dar care habar n-are de administrația României și care s-a gândit să rescrie el limbajul pentru funcționarul public, până la ministra justiției, care este traducătoare la Bruxelles și fostă secretară a Monicei Macovei, performanță, asta înseamnă mult prea puțin pentru a te califica într-o poziție de ministru care să schimbe, să încerce niște schimbări sau niște îmbunătățiri în justiția României. Și exemplele pot continua. Ți le-am dat pe două ca să vezi că nu mă feresc să pronunț nume. Despre zona învățământului unde avem de-a face cu domnule, o măsură e o comedie. Fără precedent. Un om care a crezut că el însuși un mediocru, care are și ghinionul să cheme ceea ce nu este, să cheme curaj. Și care ne-a mințit crezând, spunând că va rezolva problema tezelor de doctorat, a falsurilor din aceste școli doctorale, care au produs numai impostori și hoți și imbecili și au blocat locurile pentru elite românești veritabile și au, prin modul în care au administrat sau au aplicat această au lăsat să se întindă această peningine a corupției în doctorate, au compromis și doctoratele celor care au muncit la ele și care sunt performeri și sunt valori de științifice și oameni de cercetare. Îmi pare rău, am mai venit un alt tip trecător, nu știu ce studii are și ce, o fi profesor și el, că altfel România nu ne-ar mira, nu ne-ar mira să nu fie. Așa, ca să facă ce? Să schimbe în aceste 10 luni cât mai are, sau 8 luni cât mai are el, să schimbe și el învățământul românesc. Este o rușine, domnule. Cât de înțelept și de deștept și câte doctorate și cărți o fi având, ceea ce face este o aberație. Să schimbe esența poporului care se transformă în să acest învățământ. Să scoate istoria de școli și... Nu, deci n-am pomenit așa. Astea sunt improvizații de mare tupeu. Improvizații de mare tupeu, pentru că lumea nu s-a trezit să iasă în stradă să spună, tragi-mă din gură, rămâne cum a fost și mai vedem noi. O să spunem noi când vrem să schimbi. Că ne săturăm de istorie. Îmi pare rău. Nu fac jurnalistică de complezență și probabil că unii o să fie puțin surprinși că vorbesc atât de pe șleau. Dar nu se poate altfel. Ce să fac? Apropo, că vai de mine, poate o să facă ceva și trebuie să mai avem răbdare, să vedem că poate ideile sunt bune. Eu cred că este și intenție. E adevărat, o fi și multă prostie, dar eu cred mai că este, și nu, prostie, incompetență. Adică e crasă în cazul e ăsta. E doar incompetență. Că mă gândesc că în condițiile astea nu mai am nicio speranță. Am întrebat oameni simpli. Dom'le, e altă mare. Nu e adevărat. Trebuie să avem speranță, pentru că speranța este chiar acțiunea noastră. Dom'le, toată lumea vorbește. Nu vedeți că nu acționăm de niciun fel? Dom'le, toată lumea vorbește când pleci, dacă nu vrei să pleci, că copiii întreabă, dar visezi să pleci tu în străinătate? Ai vrea să te continui studiile în străinătate? Nimeni nu se mai... Mă, da, visez să stai în România și să schimb ceva? Nimeni nu pune întrebarea asta. Toată lumea vorbește despre diaspora, de plecat, de studiat în străinătate, acolo sunt valorile, acolo e bine, acolo sunt salariile. Așa vrem să trăim și noi și aici să rămânem niște fraieri. Nu, deci abordarea, dar nu este doar abordarea de televiziune a mediocrilor care fac aceste flecăreli televizate. Este atitudinea de la vârful societății românești. Dacă și Traian Băsescu a zis să plece, sigur că eu sunt unul care a spus și aș vrea să spun în continuare celor tineri, plecați să descoperiți lumea, plecați să învățați. Dar câtă vreme nu este o politică pentru a aduce, pentru a-i folosi, pentru a-i integra în societate. O psihologie a succesului în România.
În România cine are succes este un hoț, este un impostor, este un copil de securi sau cine știe mai ce. Nu există un cult al celor care au succes în țara noastră. Nici nu, nu prea e promovat. Nu prea e promovat omul cu succes. Da, de succes care e marginalizat. De fuste și de paparude. Nu e ok, nu e în ordine. Dom'le, e o decădere a comportamentului public, a limbajului public, a ierarhizării problematicii. Da, e foarte important ce a făcut Borcea. Da, absolut. Sau, domnule, foarte, nu te spera. A nebunit lumea. Borcea este un personaj de revistă de la de Mahala, e ok să se bucure. În loc să discutăm de cum se recuperează sumele alea care sunt dovedite prin justiție, furate de zeci, de sute de milioane de euro, ne interesează cât sex a făcut Borcea și câți copii s-au născut în pușcărie sau nu și discutăm, așa cum spuneați, de săptămâni. De săptămâni întregi deturnăm discuții adevărate pe zona nu asta. Este un nu este suficient ca să ne resemnăm. Este doar un semnal că suntem pe o pistă greșită. Că în loc să ne abordăm public, deschis, tranșant, lucrurile importante care ne dor, ne refugiem în asemenea discuții stupide, colorate, de bulevard, de Yellow Press. Apropo de discuțiile astea și de duritatea exprimării dumneavoastră, vine legea Dragnea cât de curând. Nu o să vină, domnule. E interesant. O să reluăm emisiunea, poate și pe discuția asta. Nu o să vină, domnule. Nu o să vină, că nici Dragnea nu știe ce face, domnule. Nu știe ce creează legea acolo. Legea defăimării, domnule. Păi, dar nu poți să defăimezi, în România sunt destule legi. Dragnea s-a gândit și el să facă o ispravă, să facă o complezență și evreilor și organismelor internaționale să arate că el, care este un om de stânga, este totuși un democrat vizionar și cu deschidere spre identitatea individului, a comunităților etnice, religioase și așa mai departe, și crede că se afirmă. Nu se afirmă așa. Și nici nu a izbutit să facă ceva. S-a trezit cu găleți de Facebook, acolo unde vrea el să nu se defăimeze. Cred că nu-i mai îi curge mustața în gură. Acolo și le-a luat. Eu mă întrebam cum ar fi de curs dialogul în condițiile în care, Doamne ferește, ar fi o lege de genul ăsta. Ei, tot așa ar fi. Cred că ne-am lăsat în miserie. Ne le asumam și pe astea. A decăzut atât de tare limbajul public al politicianului și al jurnalistului, eu cred nu mai poate fi recuperat. Pentru că însuși conducătorii României s-au purtat și au produs acest limbaj dezmățat. Eu au fost, promotorii acestui limbaj. În loc să fie inhibitorii și oamenii care cheamă înapoi la ordine și la problematică serioasă, eu au fost partenerii circului. Am avut un președinte care era atât de, nu plastic zic eu așa ca să el a fost circul însuși. El a fost business-ul, el a fost creierul, placa turnantă a tuturor business-urilor necurate din România. El a fost dirijorul și organizatorul. Încă el are noroc că mai controlează persoane importante din instituțiile statului care nu, și astfel nu are loc o investigație complexă asupra tuturor fraudelor și golănilor pe care le-a comis fostul președinte. Dar în fapt, el a contribuit la o decădere a comportamentului, la o încălcare a legii într-un mod special. Prin acoperire de acte, prin acoperire de semnături și reprezentanțe în organisme importante ale statului care iau decizii convenabile. Vă propun o pauză publicitară. Revenim, dragii mei, în câteva minute.